Bună ziua! Interviurile PS News continuă astăzi, avându-l ca invitat pe jurnalistul Lucian Mândruță. Mulțumesc că ești alături de mine astăzi. Bună ziua! Jurnaliștii vor fi scutiți de plata impozitului. Sper că este nu. O lege care a fost ieri, a trecut de Camera Deputaților, care este foarte decizional și acum așteptăm să fie promulgată. Am văzut multă isterie în spațiu. Eu sper să nu fie promulgată. Așa, eu ce? N-am nevoie de scutirea asta de impozit. Mie mi se pare mai degrabă o invitație într-un club mafiot al celor care nu plătesc taxe sau se fofilează sau se învârtă cumva ei să șmecherească statul. Nu cred că e ok. Mi se pare mai degrabă o calomnie a PSD-ului la adresa jurnaliștilor și de fapt un umor otrăvit, pentru că după aia, imediat, dacă noi îl mușcăm, o să zic, ați văzut? Și ăștia, de fapt, ei vreau privilegii. Și ăștia vreau să vă fure. Și ăștia vreau, de fapt, dragi cetățeni, să vă păcălească într-un fel și să nu își aducă contribuția la buzunarul comun. Deci nu sunt de acord. Mi se pare o ticăloșie jalnic, o mizerie venită mai ales de la un partid care nu a iubit presa, nu a făcut nimic pentru libertatea ei, a căutat să o îngrădească de câte ori a putut. Ne uităm numai la ce face din TVR, unde a avut controlul, da? Și îl mai are încă. E chiar Dar chiar are legătură și cu faptul că anul acesta sunt două serii de alegeri. Din nou, avem alegeri locale și parlamentare, care sunt niște alegeri destul de importante în România. Nu mi se pare că ei încearcă să cumpere presa în vreun fel. Încearcă să decredibilizeze presa. Să arate că și presa este, de fapt, partea establishmentului pe care ar trebui să-l urâm și pe care n-ar trebui să luăm așa. N-ar trebui să avem încredere în presă, că și ea ne păcălește într-un fel. La deci bani, ne face la bani. Capcane. Da, e o capcană și eu vă anunț că nu am de gând să mă folosesc de această lege, chiar dacă e promulgată de președintele Iohannis. Să mă declar în acte. Păi e foarte simplu, te declar în acte copywriter, nu mai e jurnalist, că eu și scriu mesaje, deci tot acolo ieșim. Și am să plătesc exact același nivel de taxe ca și până acum. Mulțumesc, dragă PSD, n-am nevoie să înșel poporul român cu banii de taxe pe care îi datorez. Bun, dar care sunt, că eu am înțeles că ei vor să rezolve anumite probleme ale presei. Asta este o problemă a presei din România? Nu cred că PSD încearcă să rezolve vreo problemă a presei. Până acum, ce probleme a încercat să rezolve? Am văzut niște plăți pe care le-au făcut către niște jurnaliști de 10.000 de euro. Dacă asta e metoda prin care încearcă să rezolve probleme ale presei, mulțumesc, dar nu e cazul. Cum ar trebui rezolvat? Nu cred că un partid trebuie să rezolve problemele presei. Un partid trebuie să reglementeze industriile egal, onest, să lase tuturor șansa de a câștiga bani fără să se compromită în vreun fel și fără să facă plecăciuni sau fără să facă sluji la vreun partid sau altul, și așa ajută presa, lăsând-o în pace, pur și simplu. E cea mai bună metodă. Adică încetând să mai cumpere presa, cum a făcut PSD-ul în foarte multe ocazii, și încetând să mai, dacă vreți, să mai trateze presa ca pe o categorie inferioară. Nu știu dacă au zis pe cetățenii de la PSD cum vorbesc cu jurnaliștii pe la conferințe de presă, cu tot felul de imprecați, tot felul de jurături, tot felul de dispreț și așa mai departe. Deci dacă vrea PSD-ul să ajute presa, să vină la interviuri și să răspundă onest la întrebări. Știi ce puțin vor? Și să ne dea informațiile nu așa mai zic, cum cere legea. Adriana Duțulescu, colega mea, zice foarte simplu, dacă vreți să ajutați presa, dați drumul la acces la informații publice, da? Dar și noi ne... Desecretizați exact. Tot ce e la stat, desecretizați toate contractele, tot. Așa ajutați presa. Are ce să scrie, oamenii vor citi, va avea ce să facă bani. Dar ești de atâți ani în presă și ai văzut evoluția sau involuția presei. Cum arată presa acum? Nu, e o evoluție. E o evoluție. De exemplu, eu mă simt și sunt mult mai liber decât am fost vreodată în presă. Pentru că, pur și simplu, acum social media dă șansa unui jurnalist de opinie. Nu numai în cazul meu de opinie, eu sunt de opinie. Alții de investigație, dar ne dă șansa de a avea o rețea de distribuție care nu mai este și nu mai poate fi controlată de partidele politice și nici măcar de statul român. Sunt tentative de a o face, nu zic nu. Sunt. Există și mecanisme. Dar controlul nu este perfect, nu e complet. Și libertatea asta pe care o avem acum, mi se pare că e cea mai intensă pe care am trăit-o vreodată în cariera mea de jurnalist, inclusiv în anii 90, poate doar 90-91. Până atunci să fi fost atât de frumos și de liber treaba. Ce e drăguț acum și ce e simpatic este că avem concurență în cetățeni. Cum cine dorește poate să se facă jurnalist exact tot ca în anii 90. Că atunci când ne-am făcut jurnaliști în 90, ce eram vreun jurnalist cu acte?
Unii eram studenți, alții ingineri, chimiști, tot felul. A afectat în vreun fel treaba asta calitatea presei? Că toți au acces acum, toți pot deveni jurnaliști. Există un singur lucru care afectează calitatea presei și ăla este doar calitatea publicului. Deci dacă ai presă proastă, trebuie să te uiți la public, nu la jurnaliști. Pentru că publicul face selecția. Publicul are acum pe piață tone de content, da? De la tot felul de emițători. El alege. Dacă publicul, am văzut că în top 3, de exemplu, e Acces Direct, da? Este chiar pe locul 2, mă uitam ceva astăzi. Păi asta nu spune ceva despre Acces Direct. Acces Direct este produsul unei industrie audiovizuale, cum ne învață și domnul Marshall McLuhan în 1970 chiar, o industrie audiovizuală, care nu poate să producă pe stoc, că rămâne în faliment. Deci faptul că are cumpărători, acel tip de produs, înseamnă că există acel tip de public. Nu mai arătați cu degetul și nu mai spuneți presa este nenorocită, face și drege neaprostit. Nu există vreo soluție să te prostească cineva, cu excepția situației în care jurnalistul vine la tine și îți dă haloperidol, da? Care este o substanță chimică de te prostește la cap. Când nu ți-a dat haloperidol, când a venit acasă la tine să te anestezieze, înseamnă că erai pur și simplu tu prost înainte de chestia asta. Da? Nu mai dați vina pe presă pentru faptul că oamenii sunt proști. Oamenii sunt proști de la natură. Pe bune. Presa nu face decât să livreze un produs pentru diferitele tipuri de oameni. Tot așa cum aia care fac pantaloni și mărimea 38 și mărimea 56 pentru toate batozele. Sau grași, da? Să nu fim sexiști. Ok? Deci asta este. E vina ăluia cu pantalonii că face și măsura 56? Deci calitatea publicului s-a da, schimbat. Calitatea în publicului cum s-a schimbat. E publicul păi s-a schimbat acum. Pentru că au plecat 5 milioane de oameni, dintre care cel puțin 2 milioane de oameni și jumătate erau un pic mai sus ca nivel de inteligență, de educație, de percepția lumii acesteia. Da? Eu am simțit asta de când lucram la ProTV. În 1996, serialul de bază la ProTV și care făcea super rating era Seinfeld. Seinfeld e un serial foarte inteligent, trebuie să ai repere culturale, trebuie să înțelegi niște glume mai sofisticate. Nu trage nimeni bășini în Seinfeld, da? Nu face nimeni, nu se dă cu capul de periți. Nu e primar într-o localitate rurală populată de tâmpiți. Da? Este un serial sus, urban, orășenesc, inteligent. Mai ai astăzi, în ziua de astăzi, public și știi cât făcea Seinfeld? Făcea 6-7 puncte de rating. Spre 1 milion de oameni se uitau în nopțile cele mai bune. Milionul ăla de oameni care s-au uitat la Seinfeld în 96, ai șters-o. Încearcă să faci un serial la fel acum sau să-l pui în online. Dar nu mai educă televiziunea astăzi? Televiziunea nu e făcută să educe. Sau a educat? Dar nu e treaba ei să educe. Educația e la școală. Dacă vrei să te educi, te duci la școală sau te duci la bibliotecă. Televiziunea este entertainment, este să te distrezi. Să treci un pic peste grijile de peste zi și să te simți bine cu cineva care, de cele mai multe ori, inclusiv la știri, îți reproduce ideile tale sau... Și să fii informat, că până la urmă da, mulți își iau informațiile de la televizor. Informația a ajuns commodity, știi? Adică informație pe toate gardurile. Dar sunt mulți care nu au acces. Cred că anul ăsta e pentru prima oară când lumea nu-și mai ia informația de la televizor. Am văzut că a scăzut foarte mult. Da, scade TV-ul și informația primară oamenii și-o iau acum din social media, îmi pare rău. De acolo vine informația fundamentală. Sunt... Câte milioane? Sunt 9 milioane de conturi, da? În România. Și sunt jumătate dintre ele, cred că sunt utilizate zilnic, din care probabil 1,2 milioane de oameni își iau informațiile de acolo zilnic. Ei bine, televiziunea, cu toate televiziunile de știri adunate, cred că strânge într-o seară, hai să zicem, 3 puncte de acolo, 2 de acolo, spre 10 puncte de rating. 1 milion și un pic. Cred că ți este clar că cifrele sunt deja în favoarea online-ului. Deci televiziunea o să scadă și să ne așteptăm la o creștere a online-ului? Și dacă o să scadă și televiziunea se adaptează. Știi cum e? De fiecare dată când a apărut în istoria să umanității... Să apară mai multe emisiuni Acces Direct? Sau? Nu știu, depinde de public. Poate că o să fie unii care o să facă o emisiune inteligentă la un moment dat. Nu o văd, dar poate o să fac. Eu, de exemplu, am renunțat la televiziune, nu am mai putut la televiziune, pentru că, din două motive. Ritmul de livrare a informației este prea lent, adică oamenii vorbesc încet. E content prea... N-am timp, nu... Scrollatul, dar m-am obișnuit să scrollez repede. Și creierul nostru s-a modificat acolo unde era. Da? Și acum suntem capabili să scrollăm și să dăm peste mai multe informații în unitate de timp decât poate să facă televiziunea care vine și zice bună seara, bine ați venit, vreau să vorbim astăzi despre următorul subiect. Păi în timpul ăsta eu citesc 3 știri. Înțelegi? Deci ăsta a fost un motiv. 3 titluri, da.
televiziunea este prea lentă pentru mine în momentul ăsta, ca individ. Și îți dai seama, eu am 50 de ani, cum or fi aia de 16? Păi mă uit la copiii mei, care sunt capabili să-și facă lecțiile cu un YouTube pornit lângă ei, capabil de două procese cognitive separate. Creierul meu nu e în stare de așa ceva. Ăștia sunt multitasking, cu adevărat. Bun, deci ca să ne întoarcem. Spuneai de două motive ai avut de când ai părăsit televiziunea. Bine, principalul motiv este personal. Pe mine televiziunea m-a dat afară și atunci am prins râcă pe ea. Adică nu vreau să mai văd televiziunea. Este fostul meu loc de muncă. Nu întorci capul când treci pe stradă, când, da, într-un loc în care oamenii te-au nedreptățit sau ți-au făcut mizerii inutil și degeaba și a fost degradant până la urmă. Eu așa am sentimentul. Televiziunea nu m-a tratat cu... mă rog, în televiziunea în sine. Ci unii dintre patronii de acolo nu m-au tratat cu simpatie, cu drăgălășenie. M-au tratat cum au considerat ei. Dar n-ai mai avut oferte? O, ba da, mai avut, dar ba da, chiar am avut oferte să mă întorc în televiziunile astea de succes, a doua oră e cu noroc, produse de mass market. Nu mai simt, nu mai simt nevoia să mai vorbesc cu publicul de mass market, pentru că între timp am găsit un alt public cu care mă înțeleg mai bine. Care e mai mic, 200.000 de oameni, dar e un public cu care am mai multe de schimbat, mai multe idei de schimbat, mai multe emoții comune, mai multă informație comună și, până la urmă, mai o vedere similară asupra lumii. Nu mai vreau să mă mai întâlnesc chiar cu toată România. Știi? Am văzut că ai început o campanie de colectare. Am început și cred că puteți să inserați filmul, cred. Da? Din România, da. Da, e o campanie care a început, eu pur și simplu, plimbându-mă cu... nu mă plimb, mă antrenez, să zicem, cu bicicleta pe drumurile din jurul Bucureștiului, nordul Bucureștiului. Dar nu numai de acolo, fiindcă merg în România câteva mii de kilometri pe an și văd ce e pe marginea drumului. Voi nu vedeți că mergeți cu 90 la oră pe drumurile astea județene. Când mergi cu 20, însă se văd toți sacii, toate peturile, toate cutiile de cola, toate paharele alea de la benzinărie, de cafea, unde crezi că ajung? Pe când? Pe marginea drumului, da, pe șosea. Și nu le mai suport. Și am zis într-o primă fază, hai să vedem care sunt locurile cu mari probleme. Eu cred că sunt toate, dar hai să vedem care sunt mai grave. Am făcut un film pe care îl puteți vedea cu 5-6 opriri pe parcursul a 10 km între Tunari și Găneasa, în nord de București, nord-est de București. Și sunt locuri în care sunt gropi de gunoi neamenajate, în care vin oamenii cu camionul, sunt locuri în care oamenii aruncă pe marginea drumului saci din ăștia de gunoi menajer. E clar că oamenii nu au abonament la gunoi și sunt locuri în care pur și simplu oamenii își fac curat în mașină. Cum ar fi, de exemplu, la trecerea de nivel, pe nivel cu care a ferat. Când se pune bariera, ce face omul în mașină? Gospodar. Aruncă afară ce-i prisosește. Este o lume întreagă a nesimțirii. Numai că le aruncă, nu le strânge. Sigur, le aruncă pe lasă geam. Unde exact. Deci e o lume întreagă a nesimțirii românești rurale, că cei care aruncă pungile alea, saci aia, sunt oamenii care locuiesc în comunele limitrofe Bucureștiului. Nu altcineva, nu vine la oraș lumea. La oraș lumea e obligată să-și ia abonament acolo. Teoretic și ei sunt obligați, dar de fapt nu plătesc. Și atunci și le strâng și le aruncă pe câmp, le duc cu portbagajul. Cel mai deprimant lucru este că am avut la un moment dat și curiozitatea morbidă să mă uit într-unii dintre sacii ăștia care erau sparți de vreme și de vânt. Și am constatat că, de exemplu, oamenii ăia care au aruncat gunoiul nu erau săraci. Nu toți beau bere noroc. Erau și sticle de Heineken. Înțelegi ce vreau să zic? Deci sunt oameni educați, aparent. Cu două, trei sticle din alea, oamenii își plăteau abonamentul la gunoi la ei în sat. Ei au preferat să-și cumpere sticlele și să arunce gunoiul pe câmp. Cât respect mai pot să mai am eu față de această parte a poporului meu? Deci este o campanie de conștientizare. În primul rând să aflăm și în al doilea rând, nu știu, o să vă spun mai târziu ce vreau să facem. Eu am de gând să și fac ceva. Dar deocamdată vreau ca oamenii să-mi trimită marfă, să-mi arate locurile. Când a început campania? Cu drumurilecurate.com, găsiți acolo și filmul, găsiți acolo și a început ieri. Și, nu știu, și când care e noi feedback-ul până acum, 24 de ore? Cam 40 de mesaje cu locații, poze, locații geografice. Am văzut că urmăream care... și pagina ta de Facebook și am văzut acolo foarte mulți postează. N-am chiar apucat pe... să citesc tot de pe Facebook, pagina. N-am apucat să citesc toate mesajele de pe Facebook. Mă refer la doar la ce au trimis pe mail oficial, care este ajutor, aron cu drumurilecurate.com. Acolo am primit mail-urile astea cu pozele și cu locațiile. Încă n-am apucat să le organizez. Acum o să fac și un call pentru voluntari, pentru că eu sunt singur. Filmul l-am făcut eu, l-am montat eu, site-ul l-am făcut eu. Deci nu e vorba de o echipă. Nu suntem o echipă, este o singură persoană, eu.
în acest moment. Sper să se alăture și colegii mei din trustul RCSRDS și ca voluntari și în livrarea mesajului. Sper să se alăture și oameni din exterior. Am nevoie de voluntari pentru secretariat, am nevoie de voluntari pentru a organiza niște comitete regionale, așa, care să se ocupe de ce am de gând mai departe. Când spun regionale, mă refer la Muntenia, Transilvania și Moldova. Dar există speranță? Putem să educăm oamenii? Nu, eu nu cred că există speranță. Au încercat, au oamenii care aruncă gunoiul pe câmp nu sunt educabili. Este evident că un astfel de gest nu cred că te mai lasă să speri că au suficient loc în cap să fie educabili. Eu cred că pot fi doar dresați. Și atunci trebuie dresați cu biciu. Zahărelul este inutil în această fază. Oricum și-l iau ei din sticla de bere. Trebuie amendați, trebuie urmăriți. Ar trebui schimbată legea? Nici nu știu care e legea. În mod evident, legea nu funcționează. Așa cum arată drumurile României, nu funcționează. Ar trebui garda de mediu, probabil, să se ocupe cu ceva grădinărit, nu știu, că cu mediu n-am remarcat să se ocupe. Deci ei nu măsură o poluare în orașe, nu urmăresc pe aia care aruncă gunoaie în natură, nu știu ce se ocupă. Cu autorizațiile pentru firme, ambarnă. Deci ar trebui schimbate multe lucruri. Dar pe mine nu mă interesează vreo colaborare cu statul în această poveste. N-am nevoie de voi, stat. N-am nevoie nici să-mi reduceți impozitul, n-am nevoie nici să vă băgați în chestia asta. Ne vom ocupa noi cetățenii. Statul nu funcționează în România pe partea asta. Da, vă așteptați ca politicienii să se alăture și eu nu am timp să-l aștept pe stat să funcționeze. Nu mă interesează să se alăture niciun politician, poate să vină să muncească atunci când voi chema oamenii la muncă, dar să vină și să tacă dracului din gură și să nu se facă selfie, deci să nu vină pentru selfie, să nu vină pentru campanie. De asemenea, nu ne interesează să colaborăm nici cu primăriile, nu avem nevoie să discutăm cu primăriile în vreun fel, nu le cerem voie să le strângem gunoiul, oricum noi vom strânge gunoiul în afara localităților. Okay? Localitățile au cetățeni să se ocupe ei, e treaba lor. Eu deocamdată am făcut o campanie cu drumurile curate, vreau să mă ocup de drumuri care îmi par orfane. Okay? Cât de mare va fi campania? Mă refer aici la perioadă, depinde doar de cetățeni. Te-ai gândit? Da, nu știu, noi ne întindem până în aprilie undeva, că după aia mai avem și alte treburi. Deocamdată așteptăm pe ajutor arond@drumurilecurate.com semnalări de locații în care vreau poză, video și locație de Google Maps. Și că tot i-am amintit pe politicieni, ne mutăm puțin pe scena politică și aflăm că vin alegerile. Și că vin alegerile, bucureștean? Da. Nu mai sunt bucureștean, sunt voluntarean. Deci orice ar face, orice s-ar întâmpla, eu rămân cu familia Firea Pandele. Deci avem alegeri la primăria Capitalei, da, pe lângă toate celelalte primării din țară, așa, unde aparent se bate din nou Gabriela Firea. Mm-hmm. Acum că o fi cu Nicuș Ordan, cu Vlad Voiculescu, Urareș Bogdan, nu știm. Eu mi-am exprimat poziția. Eu aștept așa, un candidat la primăria București care să fie din București și care să nu mai mintă că are soluții. Pentru că nu există soluții populare, cel puțin. Văd acum tot felul de candidați care vin și zic o să creăm alternative, o să facem spații verzi, o să facem mințiți când spuneți toate lucrurile astea. Nu aveți bani nici să mai cumpărați autobuze, nici să mai cumpărați tramvaie, nu aveți bani de nimic în plus. Dar ce facem cu traficul? Că e nebunie. Traficul suntem noi. Efectiv. Deci singura soluție pentru a rezolva problema traficului în București este din nou dresajul. Adică lucruri neplăcute pentru bucureșteni. Trebuie să taxăm transportul mai mult, să taxăm mai mult transportul cu mașină. Taxe locale mai mari pentru proprietatea mașinii, taxe locale mai mari pentru parcări, pur și simplu trebuie să sufocăm ownership-ul mașinilor. Asta este, dacă vreți, cea mai dureroasă, dar drastică, dar realistă soluție pe care au aplicat-o toate celelalte orașe pe care le vizităm și ne bucurăm. Ia uite, nu sunt deloc mașini. Normal că nu sunt mașini. Parcarea este 1000 de euro pe lună sau cât o fi în centrul Parisului și ca să ai o mașină în Paris, te costă de te-ndoaie. Nu merită. Dar românul este și comod de altfel și e mult mai simplu. Sigur că da. Să te urci în mașină și să ajungi, da, decât să iei transportul în comun sau... Sigur că da. De aceea... Să mergi cu bicicleta. De aceea, pe de altă parte, românului și place să fie mințit. Știi? Adică îi văd pe candidații ăștia care spun că vor rezolva. Vor rezolva pe dracu. Ce vor face ei cu toate promisiunile astea? Nu va face decât să lichideze câtă încredere a mai rămas a românului în statul său. Și asta mi se pare periculos în campania asta, pentru că noi deja avem o încredere redusă în statul român. Din cauza politicienilor care au promis și nu au livrat. Și au promis mincinos ce au promis.
Și mai vine încă o tură de mincinoși care ne spun că o să facă și o să dreagă, știind foarte bine că ori nu au soluții, ori nu au bani. Okay? Deci eu în campania asta nu voi acorda nici susținerea și nici votul vreunui candidat care mă va minți că poate să facă fără durere pentru bucureșteni. Care le va spune, mă scuzați aici, așa să mai anulez un telefon, care le va spune bucureștenilor, dragilor, problema în București sunteți voi locuitorii și va trebui să faceți sacrificii dacă vreți să vă fie mai bine. Cu jumătate de gură e un singur om în situația asta care spune asta. Ciprian Ciucu. Și îl încurajez să o facă mai departe. Unul dintre candidații interni, da, ai PNL-ului. Da, restul nu mă interesează, nu au început cu această frază care pentru mine e turnesolul. Și anume, pentru bucureșteni, problema sunt bucureștenii, nu autoritățile. Comportamentul și stilul de viață al bucureștenilor duce la acest București. Mai are șanse Gabriela Firea să obțină un mandat? Acum sigur. Vedem că da. Vor fi alegeri până la urmă într-un singur tur, așa cum aparent șanse, s-ar fi înțeles Ludovic Orban și Marcel Ciolacu. Există? Da, sunt sigur că are șanse și are șanse pentru că Nicușor e căpos și nu cred că va putea fi convins să nu candideze. El e ca Bernie Sanders în America. El a și zis că vrea să candideze cu orice preț. Nu cu orice preț, dar condițiile pe care le pune sunt de ne... O să vedeți. Vlad Voiculescu și el vrea să candideze, s-a lămurit. Liberalii vor și ei să candideze. Din această combinație nu poate să iasă decât Firea primar. Deci avem toate șansele să mergem în continuare cu Gabriela Firea. Ce decizie a luat și cine și la ce nivel, vom vedea. Dar, până una alta, eu nu îmi dau nici votul, nici susținerea a vreunui candidat, inclusiv Firea, care spune că va putea să rezolve problemele de acum. E o minciună. Numai bucureștenii le pot rezolva. Nici Lu Ciprian Ciucu? Lu Ciprian Ciucu, dacă începe să fie neplăcut de sincer. Mai exact? Adică să le spună oamenilor cum spune. Eu am un amic la Brașov, care s-a mutat din București la Brașov, tocmai din cauza traficului. Zosul îl cheamă, Vali Petcu, și care are vorba asta. Și are și un blog. Are și un blog. Primele bloguri între primele. Da, și citește. Da. Un blog foarte citit. Și zice, bă, voi nu înțelegeți, traficul sunteți voi. Uitați la primar, păi ăla are o mașină. Câte mașini are primăria? Una. Primarul, ce poate să meargă cu două în același timp? Nu. Restul, 1 milion, sunteți voi. Cum vom rezolva problema? Cum? Sensuri unice, nu știu ce, nu, nene. Deci sunteți... până la urmă ține de noi să avem de noi. Un trafic dacă noi ne schimbăm normal, stilul de viață și ne urcăm în alt mijloc de transport, în comun sau individual, bicicletă, trotinetă, da, se va micșora traficul. Altfel, nu există vreo soluție. Și asta se poate face prin ori bucureștenii capătă conștiință și nu mai vor să mai respire aer poluat, greu de convins, da? Și să dau jos și să urcă pe bicicletă, foarte greu de crezut. De ce? Pentru că o parte din mașinile astea nu sunt mașini, sunt prelungiri ale ego-ului. Oamenii n-au educație, dar au nevoie să se vadă valorizați de cei din jur. De unde și apare BMW-ul, Merțanul și mai departe. Acum și cum mersul pe bicicletă în București sunt... e o problemă că nu prea sunt piste. Și nu e nevoie de piste, poți sau... să mergi pe marginea drumului dacă vrei. Și oricum, când o să fie o masă critică, eu nu sunt pentru piste acum. Îți spun de ce. De ce? Pentru că nu suntem încă destui bicicliști. Când o să fim destui, o să vezi că o să se creeze pistele în mod natural. Că nu o să mai fie mașini și o să fim noi foarte mulți bicicliști. Și atunci vor apărea nevoia de pistă. Până atunci, va trebui să fie unii care se sacrifice să iasă și să meargă fără piste și să arate șoferilor, am rezolvat o parte din problemă, uite-ne că mergem, hai să creăm pistele. Pentru că până atunci, dacă facem acum piste, oamenii ne vor urâ. O să zică, păi v-am făcut pistă pentru 3 inși. Unde sunteți? Deci oamenii trebuie să dea jos din mașină să înceapă să meargă cu bicicleta. După aia să vezi câte piste se vor face. Așa s-a întâmplat și în Occident. În Occident electrice nu au început pistele. N-au fost primele pistele. Primii au fost cicliștii. Oamenii inteligenți destul încât să înțeleagă că nu e bine în mașină pentru sănătatea lor și pentru sănătatea orașului. Și s-au dat jos și s-au mers pe bicicletă și după aia au urmat și pistele natural. Noi însă vrem să începem ca de obicei în România cu carul înaintea boilor. Deci, de asemenea, mai trebuie făcut lucrul ăsta. Trebuie să fie neplăcut în România, îngrozitor de schimb, de scump în orașele mari, să ai mașină. Asta e. Îți mulțumesc pentru prezența. S-a din terminat? Păcate, va trebui să închidem aici acest interviu, dar cu siguranță te mai așteptăm și data viitoare. Mulțumesc! Mulțumim!